Doar câteva cuvinte aș dori să vă transmit, având în vedere că urmarea ședinței de astăzi de validare a noului Consiliu Local al Municipiului Roman și al primarului Municipiului Roman, așa cum am și transmis, doresc să avem de azi înainte o administrație deschisă, o administrație transparentă în folosul romascanilor. Vreau să avem prioritate dezvoltarea municipiului Roma, dezvoltarea zonei metropolitane și astfel să putem oferi o modernizare și o europenizare a municipiului Roma. Roma nu este așezat pe un traiect bun, s-a muncit pentru a ajunge în acest punct și de aceea perioada următoare este definitorie pentru implicare și pentru a depune eforturile cu toții în dezvoltare. Știm că în perioada următoare 2021-2027 va fi o perioadă în care va trebui să avem o absorție importantă de fonduri europene. Asta înseamnă proiecte noi, asta înseamnă implementare de proiecte, înseamnă lucru în echipă cu oameni performanți. Sper ca pe mai departe, pe următorii 4 ani, echipa Consiliului Local alături de mine, împreună și cu experții și profesioniștii din primărie, să reușim să realizăm ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare local și tot ce facem să fie în folosul și pentru bunăstarea romascanilor. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet. Dacă aveți dumneavoastră întrebări? Pe subiect, bineînțeles. Da. Încep eu. Aș vrea să mă întreb ce veți prioritiza în acest moment. Ați spus dezvoltarea Roma, Roman metropolitană. Ceva ce s-a făcut pentru romascani și veți face dumneavoastră în calitatea de primar al României? Sigur, sunt multe lucruri de făcut, așa cum am spus, sunt proiecte strategice care țin de dezvoltarea pe termen lung al Romanului. Prioritatea, în momentul de față, dacă mă întrebați, este învățământul și sănătatea, care și în această situație de pandemie este și va rămâne o prioritate pentru Primăria Municipiului Roman. Sigur, sunt multe proiecte noi și ambițioase, cum am zis, dezvoltarea proiectelor pe urbanistică zonală, pe ceea ce înseamnă diversificarea activităților sportive la nivelul municipiului Roman, dar în special prioritate este în acest moment sănătate și învățământ. Deci mai mult pentru spital și mai mult pentru școlile din Roma. Nu, este o prioritate în acest context. Da, mai multe proiecte pentru aceste două zone. Din tot ce ați discutat în campanie, ați avut până acum timp să analizați situația reală din primărie, cât este realizabil în procente, dacă ați putea estima? Tot ce v-ați propus în campanie și ce ați discutat în campanie, atât cu noi cât și cu cetățenii? Nu pot să dau un procent în momentul de față, vă dați seama, sunt lucruri pe care urmează să le analizez în detaliu. Vreau să vă spun că ceea ce am multe din proiectele pe care le-am promis în campanie sunt în diverse faze de analiză și de dezbatere, atât la nivel ministerial, cât și la nivelul structurilor reprezentative din teritoriu, care pot și trebuie să ofere suport pentru implementarea și pentru punerea în opera unor protocoale, a unor procese de premergătoare unor astfel de proiecte de studiu de fezabilitate. Vorbiți în evoc de viitorul viceprimar al municipiului. Viitorul viceprimar al municipiului Roma este din rândul consilierilor locali, va fi într-o proximă ședință de Consiliu Local și, așa cum știți, urmează să validăm și alți 4 consilieri. Ulterior putem vorbi și despre acest lucru. Adică nu s-au portat discuții până acum pentru ocuparea funcției? Au fost și se poartă discuții. Știți că de fiecare dată în etapa aceasta este o etapă de negociere. Negocierea este o necesitate în politică pentru a găsi calea cea mai bună pentru o formulă de lucru corectă și competitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! O zi bună! O zi bună! Doamnelor, doamnelor! Mulțumesc!